Bine, v-am regăsit în emisiunea Metope, ca în fiecare marți. De data asta, după cum vedeți, suntem chiar acasă, la Casa Paleolog, în Strada Armenească. Ne-am luat tot felul de utilaje moderne. Ioana, de ce facem asta așa? De ce, ce ne-am luat toate aparatura asta nemaipomenită și transformăm uh, sufrageria în studio? Ca să fie mai multă atmosferă, să se vadă cum e la casa paleologului. Deci că s-a săturat lumea de Zoom? Uh, poate, da. Da, cred că ne-am cam săturat de Zoom și cred că avem nevoie să revenim la modul în care comunicam mai direct. Păi revenim încet, încet. Uite că ieri am ținut un curs cu prezență fizică alături de retorică și e mult mai bine pentru retorică să ai prezență fizică decât să vorbești pe zoom. Dar noi ne-am întâlnit acum, ne întâlnim într-una, evident, în fiecare zi, dar am vrut să facem această emisiune împreună pentru că am scos împreună o carte și anume povestea casei Paleolog. Acum mi-e teamă să nu vă facem capul calendar, tot vorbind despre povestea casei, dar sunt multe de povestit și zic că am produs-o împreună pentru că eu am scris textul, dar de producție s-a ocupat Ioana, adică de găsit, mă rog, tot ce trebuie, de. A, ah, Andrei Câmpan a făcut frumoasele ilustrații. După aia ai găsit tot ce trebuie, tehnoredactor și așa mai departe Deci toată partea asta foarte dificilă ai făcut-o tu Da, am făcut-o și a fost foarte plăcut Și de aia nici nu mă gândesc că e prea mult să povestim despre uh, cartea asta uh, O lansăm mâine la Bookfest și pe 5 Mâine avem o discuție cu Valeriu Nicolae, da. că se cheamă proiectul lui Casa Bună. Noi suntem Casa Paleologu. M-am gândit că sunt două case, două mm -hmm. proiecte educative care au o casă chiar în logo. Și el are o căsuță, noi avem casa noastră. Mă gândeam că se completează cumva. Sunt, evident că sunt proiecte radical diferite, dar pe undeva complementare și poate chiar convergente. Da, și în plus, cred că vrem și noi să contribuim să vândă mai multe cărți și el, la rândul lui, în așa fel încât să-și facă grădiniță la care sper să mergem ca voluntari. Mă rog, eu nu mă văd făcând uh, lucrurile pe care le fac acolo. Mă rog, putem vorbi despre program, despre lucruri de genul ăsta, dar sincer nu cred că mă vezi pe mine făcând vreo treabă la bucătărie sau mm, ceva cred de că, genul ăsta. Cred că Așa, poți ca să, spui... să fac, uh, ca să uh, inspectez uh, lucrările terminate, sigur că da, ca Oberluft Inspector sunt foarte bun, după cum știi, uh, în orice bucătărie pot să inspectez, să gust, să-mi fac o idee, eventual chiar să dau indicații. Însă, revenind la uh, cartea noastră, e un proiect care a început de mult, în 2012, de fapt. Uh, poate chiar cumva, încă din 2011, a apărut să-i ideea, dar în 2012, în orice caz, uh, țin minte că vorbeam uh, prin vara lui 2012 cum să-i spunem. Uh, mm -hmm. Eu aveam de mult idealul unei școli private. Încă de prin 2003-2004 mă tot gândeam la asta, dar evident că fără un implementator, ideea rămâne idee. Și prin 2012, dacă ții minte, vorbeam de școala de cadre numărul 1 și, eventual, școala superioară de cadre. Evident că e amuzantă formulat, dar eu am ajuns să mă tem de lipsa de umor a multor oameni. Și stai puțin e amuzantă pentru cei care știau de unde vine. Eu nu știam de unde vine, de pildă. Eu cred că știai de unde vine. Nu știam fix cum se numește. Cine nu știe de Ștefan Gheorghiu, școala superioară de cadre a Partidului Comunist. Numai că, sigur, nu există doar Ștefan Gheorghiu ca școală de cadre. De pildă, în Franța a existat în anii 40 o faimoasă Ecole de cadre la Uriage, care e o instituție legendară în istoria intelectuală, politică, administrativă a Franței. Este cumva la originea ENA. Da? Deci, școala superioară de cadre necesita un anumit umor. Uh -huh. uh, și eu m-am uh, obișnuit că atunci când fac o glumă sau emit o ironie să trebuie să se explic după aia, că foarte multă lume nu înțelege. Uh, cu siguranță s-ar fi găsit uh, unii să spună, a, paleologul e comunist sau cine știe ce altă tâmpenie <laughs> de genul ăsta. Însă am renunțat la formula asta Am avut la un moment dat o variantă destul de neinspirată Paleologul studii umaniste și diplomatice La da, început de tot Da, dar ai acceptat să folosim numele paleologul Da, că nu voiam deloc să-mi pun numele pe uh, instituție Sub da. nicio formă Aici trebuie să spun că mai ai convins, Acum, știi că sunt foarte, foarte modest și trebuie mereu să fiu <laughs> convins pentru că nu vreau să-mi pun numele în față și am ajuns la această formulă Casa paleologu, în urma unor foarte interesante ateliere de branding care au avut loc chiar aici, uh -huh, da? cu Andreea Nițoi, cu... Matei Schwarz, am discutat despre arhetipuri, despre psihologia jungiană și relevanța psihologiei jungiene pentru branding. De almintere am avut o metopă cu uh -huh. Matei Schwarz. Și pe mine mă interesează și din punctul de vedere al retoricii, că retorica înseamnă comunicare, branding înseamnă comunicare, de anumite brandul este o subcategorie a etosului despre care vorbește Aristotel în retorica. Și așa am ajuns la formula asta cu Casa Paleologu în 2013, însă, Școala Superioară de Cadre a reapărut mm -hmm. ca monstru de la Loch Ness. <laughs> Zitu, că e un subiect la care ții. Păi, uh, voiam neapărat să punem pe lângă povestea Casei Paleologu să avem, de fapt, în interior un card și Ileana, colega noastră, a spus să scriem pe el povestea continuă. Și am zis, ok, cum continuă povestea până la urmă. Și uh, mi-am dorit foarte mult, uh, pentru că eu provin din mediul corporatist, mi-am dorit foarte mult să avem ceva pentru uh, cei care, la fel ca mine, au început sau sunt încă în, în companii. Și să le arătăm de ce Casa Paleologu, de ce Casa Paleologu ajută până la urmă pe partea de educație și pe asta de dezvoltare personală sau profesională, despre care tot am auzit eu în companie. Așa că ne-am gândit să ducem mai departe școala de cadre, să-i spunem așa, împreună, să Adică de vom forma. Cadre de nădejde ale capitalismului multilateral dezvoltat. Știi că iarăși sună, trebuie să pui steluța aia, că e vorba de umor. Acum, ce contează foarte mult pentru mine e, odată să, să spun că până la 30 de ani aveam senzația că era o râpă în, în educația mea, că nu-mi dădeam seama ce lipsea exact, dar știam că lipsește pe partea asta de informație și de percepție mai largă. Că ajunsesem ca un fel de om de carton care vorbea în clișee și în corporatez. Așa mă nu simțeam chiar. eu. Hai. Mă rog. Să știi că dacă ai fi vorbit în clișee, nu aș fi stat mult de vorbă cu tine. Mă chiar rog. te asigur. Că... Cu tine mă străduiam să nu folosesc ah. cuvintele alea. Păi, deja e mare lucru. Mă rog. Uh, ideea e că uh, aveam senzația că mai e ceva că nu e doar job și nu e doar job așa, în telecom, cum eram eu, și că nu e doar partea asta în care mergeam la terapie, ok, m a ajutat și asta, dar mi-am senzația că vreau să știu mai multe despre lumea în care mă aflu și că asta îmi va folosi. De ce râzi așa? Pentru că filozofia înglobează terapia. Ei, uite. E mai tare decât Ei, terapia. De, bun, pe înseamnă că fără să știu, am intuit că mai e ceva și că pot să le leg într-un anume fel în care să uh, mi-aducă și partea profesională și partea personală într-una, cum e de fapt. Uh, și, uh, practic, ce îmi uh, doresc foarte mult e să spunem asta, ceea ce tu nu vrei să spui, că ți se pare de la sine înțeles, de ce Casa Paleologului e potrivit pentru uh, adulți, de ce se pregătesc continuu. Adulții. De ce uh, și dacă ai foarte mulți bani și te consider foarte deștept, oricum, sigur mai ai de învățat. Și nu doar la Casa Paleologu sunt și alte inițiative pe care le o pot. O sută de flori să înflorească, o sută exact. de școli să concureze după da. o faimoasă formulă din China, din vremea confucianistă. Bun. Păi atunci, de ce Casa Paleologu? Pentru cineva cum eram eu acum 10 ani de zile. Păi, tu mă întrebi așa ceva, da, nu e evident. Da, că vreau să aud și de la tine, să auzim și de la tine, că tu nu o spui, tu o ții cumva ca și cum ar fi de la sine înțeleasă și noi ar trebui ceilalți să înțelegem singuri. Fără îndoială, pentru că în fond, convingerea mea legată de Casa Paleologului e Greu de formulat în cuvinte pe care să le și spun. Dar cred că, într-adevăr, e cel mai bun lucru pe care îl poți găsi în România, fără exagerare, în materie de educație de tipul ăsta. E the best you can get, realmente. Uh, pentru că avem lectori uh, de nivel mondial uh, în mai multe domenii. Uh, toți cu studii în universități excelente uh, din Occident, cu o excepție, dar care a făcut un doctorat genial la București cu Pleșu. Mă refer la Cătălina Avramescu. Mm -hmm. Toți ceilalți mm -hmm. lectori sunt oameni care au studiat cu uh, somități în mari universități uh, și au această dorință de a contribui cumva uh, la... Uh, ce înseamnă viața intelectuală în uh, România. Da? Deci, e și această componentă patriotică uh, pe care o găsim la toți lectorii mm. noștri. Da? Deci, eu chiar cred că este The Best You Can Get. Și nu vreau să supăr pe nimeni, uh, că sigur mai sunt și alte inițiative meritorii, uh, unele prezintă lucrurile într-o formă mai diluată, uh, nu zic mai accesibilă, că eu cred că e foarte accesibil ce fac. Uh, accesibil, dar exigent, recunosc. Adică, știi foarte bine, avem discuții pe tema asta. Nu fac rabat da, pe motiv că hai să facem mai puțin, că lumea e obosită sau lucruri de genul ăsta. Sigur că sunt alte. Inițiative care, mă rog, mai diluează lucrurile, care mai prezintă și alte chestiuni despre, nu știu, psihologia bărbatului de 40 de ani sau psihologia de femeii faptul. divorțate. Nu, nu sunt importante, nu, nu spun. Uh, sau cum să uh, mai era cineva, de pildă, care a făcut un doctorat. Uh, Uh, care ți ținea un mic discurs despre cum să agăți uh, uh, doamne, domnișoare cu referințe culturale. Mă rugăci, la urma urmei, de ce nu? Uh, însă, it's not my cup of tea. Uh -huh. Eu nu am de gând să fac lucruri de genul ăsta. Deci, uh, realmente, cred că ce oferim este... Uh, realmente de, de foarte bună calitate și, repet, nu vreau să supărbe pe nimeni, pentru că sunt profesori excelenți în uh, universitățile din România, dar universitățile românești sunt niște instituții foarte greoaie, uh, sufocate de birocrație și de reglementări fără rost, eu undeva îi admir pe cei care suportă mizeria asta administrativă din universități. Chiar vreau să le aduc un omagiu pentru că fac un efort, își sacrifică nervii făcând și foarte multă muncă fără rost. Și ei știu că e fără rost. Da? Birocrație, hârțogărie, reglementări, raportări, tot felul de genul ăsta. Ori școala noastră și Asta e un alt element important este foarte liberă. E de o totală libertate. Nu ne e frică să abordăm. Anumite subiecte, nu este o școală în care să avem activiști ai corectitudinii politice care imediat să interpreteze orice am spune vreunul dintre noi. Putem aborda ce teme vrem, nu depindem de un decan care să ne spună care sunt nevoile departamentului. Pur și simplu răspundem intereselor celor care vin la cursuri. Și știi foarte bine că adesea cursurile noastre au fost rezultatul unor dorințe exprimate de cursanți. Și colaborarea între noi și cursanți cred că e foarte importantă, pentru că Casa Paleologu este, n-aș spune chiar o familie, dar este o comunitate în mare măsură de prieteni. Eu asta vizez. Sigur că e puțin utopic, că nu șapte mii ceva de oameni sau opt mii de cursanți nu sunt toți prieteni. Dar e vorba de o anumită amicalitate, de o anumită bunăvoință, fără de care mai bine merge în altă parte. Și sper să discutăm și aspectul ăsta, e, e foarte important, pentru că atitudinea etică, comportamentul este, cred, extrem de, de important. Însă vreau să continui cu ideea pe care o începusem, și anume această totală libertate pe care o avem și faptul că cursanții noștri sunt parteneri. Sunt unii dintre ei prieteni, și noi spunem chiar stâlpi ai casei. Da? E faimoasa mea formulă cu cele trei grade: da? că suntem ca masoneria, că avem trei grade: oaspeții, cei care vin odată sau de câteva ori, apoi sunt prietenii, cei care vin în mod constant și chiar se manifestă ca prieteni ai casei, și, în sfârșit, stâlpii casei. Stâlpii casei sunt precum maestrii în masonerie. Da? Și după aia urmează gradele superioare: stâlpii de rezistență, stâlpii ornamentali, stâlpișorii, cariatidele de pildă Speranța Munteanu și Mihaela Dușu sunt cariatide, da? pentru că ele sunt number one și number two la numărul de cursuri pe care le-au urmat. de minte, Speranța Munteanu ne-a și stricat softul sau nu știu cum se cheamă, că s-a înscris la atât de multe cursuri încât uh, 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 site-ul nostru nu mai reușea să țină socoteala. Ne facem un site nou. Care o să da, da, de da, mâine sus. îl lansăm, nu? Da. Da, mă rog, nu era musai să spunem. Păi, asta da, eu să mai descurc că, cu el că sunt foarte a, speriat de site ul nou. Ce știu e că uh, avem emoții și uh, ce mai știu e că e foarte important pentru mine să uh, se vadă că în casa paleologului sunt foarte mulți alți oameni în afară de paleologul și în afară de lector, pentru că primim de foarte multe ori e mail care sunt pentru domnul paleologu, direct, ca și când tu ai citit toate e ca și când tu ai fi Nu, nu, no, eu nu citesc niciun e-mail. <laughs> <laughs> da. Și uh, toată partea asta, uite, de site e făcută cu cineva care a fost la noi în casa paleologu, i-a plăcut de noi și la noi, i-a plăcut ideea noastră și care ne ajută să facem un site foarte bun la care doar visăm. Iona, trebuie să facem o scurtă pauză publicitară și revenim cu Școala Superioară de Cadre, Așa. să nu uităm. Musai. Fă cunoștință cu Easy Upgrade de la iStyle, un program flexibil cu administrare ușoară și cu cea mai mică rată, care îți permite să te bucuri tot timpul de cel mai nou MacBook Air. Iați dispozitivul visat cu o rată lunară fixă de 206 lei. Adul înapoi la sfârșitul termenului ales, iar noi îl vom înlocui cu cel mai recent model. Este atât de simplu. Vino în magazinele iStyle. iStyle este Apple Premium Reseller. Ofertă supusă unor termene și condiții. Tânăr este trimis în Lamaca, o închisoare din mijlocul pădurilor din coasta de fildeș, condusă de condamnați. Lui, La fiecare lună roșie, un povestaș este ales dintre deținuți pentru a spune o poveste. Dar fiecare poveste trebuie să aibă un început și un sfârșit. Noaptea regilor, real sau imaginar. O poveste de Filip Lacot, din 27 mai în cinematografe, distribuit de Transilvania Film, văzut de Radio Guerilla. Tu la ce te gândești când îți faci planurile de vacanță pentru vara aceasta? Sunetul valurilor diz de dimineață, aerul curat al muntelui, o cramă unde poți degusta un vin bun sau poate un orășel coche din Italia? Da, știm, toate sună bine și le poți experimenta cu una din autorulotele Joy to Wander. Dacă ai prea multe idei despre unde ai vrea să mergi, noi îți împărtășim cu drag din experiența noastră și te ajutăm să-ți configurezi traseul astfel încât să le poți avea pe toate într-o singură călătorie. Pe joy 2 îți poți rezerva o vacanță altfel cu autorul LOTA. joy este avantpost Radio Guerilla. Magia primului festival al verii se trăiește alături de Coca-Cola. Pe 3-5 iunie ne vedem la Saga Festival pe arena națională, în fața celui mai fresh lineup. up Deadmau5, Marshmallow, Tiesto, AfroJack și mulți-mulți alții. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct în emisiunea Metope, împreună cu Ioana Pândurel. Discutăm despre cartea noastră, povestea Casei paleologu, despre cum continuă povestea, și rămăsesem la școala superioară de cadre. Da, și rămăsesem la asta pentru că spuneam în pauză. Eu țin musai, și de aia am intrat cu forța în emisiunea ta. Țin musai să povestesc cu ce m-a schimbat pe mine. Faptul că am venit la, la Casa Paleologu, în primul rând, am participat la foarte multe cursuri la început. E drept că acum particip la mai puține, dar asta pentru că toată ziua doar asta fac. Mă ocup de Casa Paleologu. Cred că a ajutat foarte mult, uite, să fiu aici, în fața ta acum, să fiu aptă să-mi spun părerea și să nu am rețineri, să nu mai fie teamă atât de mult că greșesc. Pentru că aveam o temere uriașă, provenită probabil din educația de la școală, pe care o văd foarte mult și la cei care vin la noi la cursuri, care se întreabă, sunând, oare pot să vin că, știți, eu mă simt prost citind descrierea asta de curs? Și eu le spun, și eu m-am simțit proastă. De multe ori mă simt și acum, dacă reiau vreo știu ce descriere de curs, dar nu e nicio problemă, tocmai asta e ideea. Și de -aia, de aia am ținut foarte mult să ajungem în companii, pentru că acolo ajungem la oameni care nu vin singuri la noi. Sunt da, unii ceva, care vin. Coala românească este un sistem de distrugere a încrederii în sine. Și când spun asta, sigur că sunt nenumărate excepții, profesori buni și așa mai departe. Da. Dar educația la noi, și nu e vorba doar de școală, e vorba și de familii, da. Da, care inhibă încrederea în sine. Știi bine că am predat în Statele Unite, a fost prima mea experiență de predare în 99-2000, am predat franceză la Boston College povestezi de minte, în carte, da? experiențele americane, în Franța, în Germania, în Danemarca, e, și uh, orice întrebare puneam, aproape toată lumea era cu mâna pe sus. Toți voiau să participe, să zică ceva, chiar dacă nu știau și în general nu știau. Uh, la noi poți să tragi cu tunul, că chiar dacă știu, nu spun. da, De frică, mm. de teamă de a greși sau de a tema de a fi luați la ochi de ceilalți, de, a, de teamă de a nu pă, părea că fac pe deștepți tot felul da, de da, motive, știm, să nu se facă de rușine, să nu fie judecați până la urmă că despre asta e vorba. Asta e foarte vizibil la copii, da, la studenți, la elevi, dar rămâne uh, uneori și la adulți. Sigur că se mai estompează în timp, slavă Domnului. Dar rămâne o hibă importantă și cred că unul dintre rosturile casei paleologului este tocmai terapie la tipul ăsta de mm -hmm. reținere. Da, tu spuneai că te-a schimbat casa paleologului, dar și tu ai schimbat casa paleologului, începând de la lucruri cât se poate de concrete, da? cum ar fi... Nu știu, geamurile, ușa, <gri> parchetul, da, ai contribuit foarte mult la renovarea. Dar nu le-am schimbat, ne-am lăsat așa. Da, da suntem <gri> foarte tradiționaliști, nu nu sunt, nu sim... schimbăm geamurile, cu, să le locuim cu termopane. Sigur că sunt mai vechi, sunt de 90 de ani, dar le îngrijim, da? Și, deci, nu numai casa paleologul de a schimbat pe tine, și tu ai schimbat casa paleologului în sensul că i-ai dat o nouă tinerețe. Da, și îmi doresc să continuăm așa. Am oricum niște obiective în continuare, apropo de, de Casa Paleologului și ce putem renova la ea. Dar asta e altă poveste. Hai să vedem. E nu nu vreau să dăm detalii celor <laughs> cred. care ne ascultă. <laughs> nu cred. Dar e important. De fapt, e foarte important pentru că una, unul dintre ofurile noastre este camera lui Tata. Da, uh, asta camera da. în care a fost biroul lui Tata, care, din păcate, are o gaură în tavan de la o infiltrație de apă și va trebui să redăm biroului lui tata splendoarea de odinioară da? și eventual chiar să facem un spațiu sau mai multe spații expoziționale pentru că în casa asta e plin de documente minunate, scrisori de la Yehudi Menuhin, de la Steinhardt, o grămadă, de la regele Mihai, cărți cu dedicații, fotografii minunate, documente despre tata, despre bunicu, despre străbunicul, despre diferite figuri importante ale culturii române, cum e, nu știu, Alice Voinescu sau Păstorel Teodoreanu. Deci e și o componentă de muzeu pe care până la urmă va trebui să o realizăm, că noi tot vorbim despre asta, acum mai greu. Nu mai dau detalii de ce acum mai trebuie să așteptăm o leacă, dar uh, asta este ce ne așteaptă. Mai avem niște șantiere uh, înaintea noastră și țin foarte mult la aceste spații uh, muzeale, să le spunem, sau mai exact uh, spații de memorie, poate ar fi mai potrivit. Da, acum oricum în timp ce povesteai de cât de multe documente avem, mi te aduc aminte cum era aici în camera de alături cu foarte multe hârtii și cutii în jurul tău și nu reușeam să te furăm decât cel mult o oră pe săptămână. Da, pentru că, să că ai e de, groază. de este foa... cărțile și documentele sunt o uh, enormă <laughs> catastrofă uh, să selectez cărți că am uh, și uh, mă rog, am mai și dat uh, cărți, da. Uh, nu e o operațiune simplă, iar uh, clasarea documentelor este uh, uh, o muncă, uh, nu știu dacă să spun, sisifică, că totuși nu e, o nu ei la nesfârșit, uh, dar e o muncă foarte dificilă. Uh, și e bancul ăla uh, care îmi place foarte mult cu tipul deprimat uh, care se duce la psihiatru și uh, psihiatru îi spune: Știu care e problema ta. Trebuie să iei decizii și asta te stresează. Da, 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 stresul deciziilor. Și atunci doctorul îi spune să se ducă la țară, că în felul ăsta se va liniști, nu va mai fi presiunea vieții în oraș, a vieții moderne, necesitatea de a lua mereu decizii. Și după o vreme se duce să-l viziteze pe pacientul lui la țară și trebuia să se pare. Cartofi mari de cartofii mici. Să cu un cartof în mână și se întreba oare e mic sau e mare? E Așa și eu cu documentele astea, da? cu scrisorii, articole, manuscrise. Avem foarte multe manuscrise de ale lui tata, da? texte scrise de, de mâna lui, unele inedite. Am găsit și poezii de ale bunicului meu publicate în revista Semănătorul în, în anii 1910. Da, deci e și componenta asta care cred că e foarte Importantă. Da? Deci avem ce face. Că întrebai cum continuă povestea? Povestea continuă. Păi, povestea continuă cu școala de cadre. Mai avem în vedere aceste spații de memorie și marele meu of este să creez o școală care să fie un far al educației în țara asta. Chiar îmi doresc o școală pentru copii, da? de la grădiniță până la bacalaureat, care să fie efectiv un etalon al excelenței, după care să se poată lua alte școli în, în România. Asta îmi doresc foarte mult. Poate că o să și reușim la un moment dat, dar trebuie foarte multă perseverență, ar trebui să fie voluntari care să ne ajute, donatori, evident, părinți care doresc o educație bună pentru copiilor și Uh, știi bine că în, în privința asta eu consider că uh, lupta e complicată tocmai cu sistemul românesc, mai exact cu Ministerul Educației din România. Mă rog, eu sper să fim mai degrabă susținuți, nu-mi dau seama ce e acolo. Nu, nu, suntem susținuți de profesori uh -huh. și noi susținem la rândul nostru profesori, da. dăm burse pentru da. profesori, dăm burse pentru elevi, dăm burse pentru uh, studenți, dar sistemul nu are cum să ne fie favorabil. Pentru că în legea educației scrie că orice inițiativă independentă trebuie să urmeze în proporție de 80% curicula Ministerului. Ori asta distruge orice inițiativă reală. Nu poți decât să cârpăcești pe lângă ce a gândit Ministerul. Iar Ministerul de 30 de ani este groparul educației în România. Repet, fără a ignora în vreun fel dăruirea atâtor profesori, talentul lor, faptul că în pofida sistemului fac miracole. Pentru mine, profesorii buni din România trebuie priviți ca niște eroi, pentru că ei se luptă uh, cu un sistem care îi descurajează. Ei trebuie să aibă inițiative pe care, de fapt, sistemul uh, le inhibă și le descurajează. Da, și mă rog, sunt, mai sunt multe alte lucruri pe care... Uh pe care vrem să le facem, sigur nu o să putem singuri. Asta e cert. Uh, hai să revenim un pic la școala de cadre, că e ceva care încă e neclar și pentru noi, cred. Nu, școala Eventual de cadre a... este foarte apropiată ca realizare, da. în timp ce uh, celălalt proiect, cred că este cel puțin la fel de important, uh, însă, uh, cu siguranță, mai necesită ceva uh, timp. Școala de cadre o să o începem în toamnă. Da. Noi am mai făcut un desnui. curs de lungă durată, acum câțiva ani, uh, și anume uh, un curs de leadership. Uh, cum, uh, cum creștem lideri români, da. așa i-am spus. Uh, însă, ce e în plus acum, în proiectul acesta nou, școala de cadre, uh, e atenția acordată followership mm -hmm. De fapt, accentul cade pe followership. În fond, nu-i nimic extraordinar. da. tu ai impresia că eu spun lucruri foarte originale că nimeni nu mai spune în România așa ceva, că nimeni nu vorbește de folulă. Păi nu auzisem, nu da, știam că. Există numai concept. că Solon, în secolul 6 <laughs> înainte <laughs> de Hristos, a spus întâi învață da. să asculți și abia apoi să conduci. Este exact uh, ideea asta de bază că trebuie să pui. Uh, uh, um, boi înaintea carului și nu viceversa. leadership este pe plan secund după followership. Primul lucru este formarea followership -ului. și vedeți că nici nu avem un echivalent în română. Exact. Pentru leadership avem exact. echivalent. Leadership este arta conducerii, știința de a-i conduce pe alții, putem găsi o traducere pentru leadership. Folosim leadership cumva din comoditate. Pentru followership nu există echivalent și nu numai în română, dar nu există echivalent nici în alte limbi, în franceză sau italiană. În germană există Gefolgschaft, care exprimă exact aceeași uh, idee. Uh, însă este o reflexie absolut fundamentală, pentru că uh, fără legiunile romane, Cezar nu ar fi câștigat uh, atâtea lupte cu Galii. Uh, fără falangele macedonene, Alexandru cel Mare n-ar fi creat uh, cel mai mare imperiu din Antichitate. Ce vreau să spun cu asta este că de uh, reușita unui lider depinde de cei care îl urmează. De disciplina lor, de simțul responsabilității de care dau dovadă, de spiritul lor de inițiativă, de curajul lor de a spune adevărul, de nivelul de implicare. Da? Toate lucrurile astea sunt esențiale și când vorbim de școala de cadre, de fapt ne referim și la lideri și la follower. Acest termen de cadru da? cadrul de nădejde, cadrele de nădejde ale partidului sau ale capitalismului multilateral dezvoltat, includ, include, pardon, termenul de cadre, include atât leadership-ul cât și followership-ul de-aia cred că este o alegere bună și sper că lumea o să se prindă de ironia termenului, dacă nu va fi necesar să tot dau explicații că termenul ăsta are și o mică nuanță ironică dacă e după mine ține foarte mult de noi să explicăm și să explicăm eventual de multe ori pentru că în viața mea te rog să explici tu, atenție domnul paleologu este ușor ironic și stați că vă și explic gluma eu vreau să explici tu pentru că Sună mult mai bine cuvintele tale, pentru mine a fost uh, așa una. Aha, am zis, a, followership, m-am gândit la asta, n-am auzit niciodată despre dar, asta, dar e așa logic. Mie da, mi se e pare nevoie. Că e banal. Mie nu mi se pare că e ceva nemaipomenit mai potrivă n-am inventat nimic. Uh, în materia asta sunt atâția autori care au scris despre tema asta uh, foarte uh, bine. Însă, e adevărat că avem un fenomen uh, foarte comic. Uh, comic și pe undeva tragic în zilele noastre. Dacă te uiți pe Google după leadership, uh -huh. apar sute de milioane de referințe, dacă nu chiar miliarde de referințe. Leadership. Dar orice tâmpenie are leadership în uh, titlu. E un cuvânt care vinde. Uh, da, dar este foarte mult bullshit. E un autor excelent din America, un profesor la Stanford, Jeffrey Pfeffer, a scris o carte foarte bună, The Leadership Bullshit. Uh -huh. Da, e foarte mult bullshit despre uh, leadership. Da, se spun tot felul de bălării, de lucruri găunoase. Ori, uh, știi bine că teza mea este că uh, cele mai importante texte de leadership sunt scrise deja acum peste 2000 de ani. Homer este alfa și omega. De altfel, o să avem în curând un curs despre Homer și Virgiliu ca profesori de leadership și followership. Pentru că la Homer avem deja o reflexie interesantă asupra followership-ului. Apoi Plutar, cunoște mea, e number one in leadership studies. Tocmai acum termin o carte despre Plutar, sper să apară până în toamnă. Da? Deci eu nu cred că am inventat nimic, da? nu, nu e foarte original, însă revin, sunt nenumărate publicații, seminarii, congrese, cursuri, institute despre leadership și nu s-ar părea că lumea este condusă foarte bine. Din potrivă, lumea mai degrabă consideră că avem niște conducători foarte slabi. Bun, în România nu mai vorbim, dar și în țări ceva mai răsărite, tot leadership de foarte proastă calitate. Și nu numai în politică, ci și în afaceri, în universități, în școli, în toate domeniile. Există o anumită criză a leadership-ului care, în mod foarte surprinzător, coincide cu o inflație. De cărți, seminarii, workshop-uri și așa mai departe, consacrate leadership-ului. E vorba de o industrie, iar această industrie își cunoaște o adevărată criză de supraproducție, ca faimoasa criză din 1929. Da, dar sunt în trend. Eu așa am auzit. Sunt în trend, așa am auzit. Ce de, e în trend? De la cei care folosesc cuvântul ăsta, îl folosim ca să fim în trend. Da, eu nu folosesc uh, pentru a fi în trend, știi foarte bine. Uh, mie nu-mi place deloc să fiu la modă. Uh, am, uh, adică mi se pare dubios. Dacă ești în trend, ceva nu e regulă. E ciudat că eu chiar îmi doream și să discutăm despre cum putem să te facem să devii mainstream. Da, nu, nu, să, să nu contați pe mine ca să devin <gri> eu uh, trendy. Nu, nu o să fiu nu niciodată trendy. Nu, trendy, da, trendy nu, screz eu a stream, okay. dar nu urmez un main stream. Okay. Însă uh, stai că mai uh, zăpăcit <laughs> acum nici nu mai știu ce voiam să spun uh, despre uh, inflația, să da despre supraproducție, despre trend, faptul că tu nu ești în trend, că nu de aia folosești cuvântul ăsta. Ah, uite, uh, pentru cartea uh, pe care am terminat-o practic ieri. Da? Am terminat ultimul capitol și mai trebuie să scriu concluzia uh, despre Plutar. Uh, în titlu va figura termenul de leadership. Uh, dar nu ca să se vândă, ci pentru că despre asta e vorba. Uh, și anume uh, se va numi leadership al la grec de la Plutar citire da? și iau toate uh, biografiile grecești uh, ale lui uh, Plutar uh -huh. da? vreo 23 de uh, biografii, mă rog de fapt 24, că am mai băgat eu una în plus acolo uh, l-am băgat și pe Heracle uh, în uh, această prezentare uh, dar nu am folosit termenul de leadership pentru că e trendy sau că e la modă, ci pur și simplu pentru că exprimă uh, foarte precis ce vreau să spun. Bun, acum uh, ce am eu de spus este că despre Plutarch nu știam absolut nimic până la cursurile tale de la Casa Paleologu. Citisem Plutarh pe cum cotor sau mai multe de cărți pe care le aveam acasă. Dar nu știam nimic pentru că nu mă interesase, nu pentru că nu aveam pe cine să întreb. Uh, și uh, am ținut foarte mult să avem un curs de ce Plutar Number One in Leadership Studies, pentru că atunci când am pus Plutar pe site, uh, m-am întrebat și ok, și cine o să vină, cine o să fie și de ajuns de curios. Da, sper că l-am popularizat pe Plutar. Dar n-am terminat. Cu... Povestea continuă pentru că trebuie să ducem o adevărată cruciadă uh, pentru uh, popularizarea lui Plutar. Uh, chiar în uh, uh, introducere, Uh, am spus că e o carte de propagandă. Da? Uh -huh. Îmi propun să fac propagandă pentru uh, viziunea lui Plutar asupra uh, leadership-ului. Pentru că chiar cred că revenirea la Plutar ar putea să facă lumea asta mai puțin stupidă, da? să amelioreze lumea. Cu ce? Cum cu ce? Păi, spune uh, cu cu... Ce? Uh, Formând lideri responsabili uh, cu... Uh, Valori etice, pentru că Plutarch este un biograf dublat de un filozof. El are o viziune filozofică asupra moralei și politicii. Deci, biografiile lui sunt surse extrem de prețioase pentru cunoașterea antichității, deci e o sursă absolut inconturnabilă. Sunt cărți minunate ca lectură, însă, în plus, sunt cărți despre morală, da? despre legătura între succes și, și calități morale: legătura dintre eșec și defecte morale. Deci cred că e, cum spuneam, o adevărată cauză. Da? Plutarch e o cauză, e cauza noastră. Da? Coza noastră e Plutarch. Bun, o să mai am nevoie de detalii ca să fiu convinsă, dar e ok, le aștept. Și... Păi să știi, Ioana, că eu sunt un om care, nu știu dacă te-ai prins în 10 ani, da? militez pentru niște cauze. Și ești da? foarte pisălă. Plutarch este o cauză, Homer este o altă cauză. Mm -hmm. De fapt, tot ce predau la noi sunt lucruri esențiale pentru mine și cred că sunt foarte importante și de-aia încerc să le împărtășesc cu alții. Și, uite, aici vine vorba despre uh, cei care, oaspeții noștri, cei care vin la noi la cursuri. Uh, mă întreba cineva dacă sunt doar filozofi. Și... Cine, cei care vin da. la cursuri? Da. 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 Într-un anume sens, da. <laughs> Dar nu în sensul că au făcut studii uh, de filozofie. Uh, nu, sunt oameni care îndrăgesc înțelepciunea care își doresc să progreseze. De altfel, iarăși e o, e o chestiune pe care ai abordat-o puțin și aș vrea să-i revin asupra ei. Și anume, în procesul de învățare, lucru cel mai important este atitudinea etică, nu nivelul de cunoștințe. Atitudinea etică este cea mai importantă. Adică, pe românește. Adică dorința de a învăța. Uh, și uh, o anumită uh, sinceritate, dorință de a învăța. Uh, cei care au impresia că știu, că mă întrebai ce putem face cu ei, nimic. Sau pretind că da, știu oamenii și nu care, vor să fie de Nu bun, știu. oamenii care au impresia că n-au de învățat, îi lași în banii lor, n-ai ce face cu ei. Eventual, Socrate, nu așa, reușea să îi facă să uh, își dea seama că de fapt habar n-au Mm. Însă, de aia s-a ales cu o condamnare la boală. Și nu ne interesează uh, să facem asta? Ba, nu, în unele cazuri să, să știi că da, uh, sunt unii oameni care la început, uh, nu, nu mă refer la cei care vin la noi, însă, uite, uh, recent, că tu îmi spui de ce pierd uneori timpul pe Facebook, mm. uh, a fost cineva care la început făcea pe deștept, efectiv, și era cam agresiv l-am cam dezumflat că am fost și eu caustic, după aia mi-am dat seama că e un om cu care poți dialoga, nu e un dar vrea să atragă atenția. Mai sunt lucruri de astea, o fi foarte tânăr, cine știe. Dar Sunt oameni care, din vari motive, au tipul ăsta de atitudine, dar nu la asta mă refer. sunt cei care au impresia că n-au nimic de învățat, îi poți lăsa în banii lor. Însă, Uh, revin la ce spuneam, atitudinea etică este lucru cel mai important. E mult mai important decât uh, să ai un nivel ridicat de cunoștințe. Uh, și când mă, uh, mă refer la atitudinea etică, mă refer la foarte multe lucruri. Uh, la curtoazie, uh, la uh, amabilitatea față de ceilalți. Uh, aceste virtuți mici, mărunte, da uh, nu mai știu, să găsesc pagina acum, dar la un moment dat fac o listă uh, cu cei care până la urmă se retrag din uh -huh. Uh -huh. Uh, uh, școală, mă rog, de, de la noi, uh, sau își schimbă comportamentul, da, cei care vorbesc urât cu secretara, cei care vorbesc urât uh, cu chelnerii, cei care comentează răutăcios ce spun alții. Am avut câteva știu, exemple, știu, da, era știu, știu. un student căruia i-am dat bursă de almintec și comenta ce spuneau alții, da? Și l-am rugat, tu l-ai rugat să nu mai vină da, următoarea dată. Altul era un tracoman care era nemulțumit că Vasile, că, pardon, că, uh, Daniel Spânu uh, în prezentarea lui despre geți și daci nu îi dădea apă la moară cu bazaconile lui despre băror, cât de nemaipomeniți erau Daci. Cum le-au le -au inventat pe toate și așa mai departe. Și tot pufăia într-un colț nemulțumit. Da, și după aia a și scris pe Facebook că Daniel Spânu e un trădător, că face jocurile uh, dușmanilor României. Să știi că a continuat. Da, da, nebunia asta asta. Spre delir, păi da e, dar asta sună deja spre Păi, da, dar asta s-a întâmplat odată în 10 ani. Uh -huh. Da, și uh, evident că uh, mai sunt și oameni care. Bun, poate au venit din alte considerente, însă repet, și e foarte important, da? atitudinea etică e mai importantă decât cunoștințele prealabile. Dorința de a învăța. Și când spun asta, cred că e tocmai o invitație și către cei care au rețineri că nu știu destul sau că n-au citit suficiente cărți aveam un curs despre Dostoievski și o prietenă de-a ta spunea că n-a citit tot Dostoevski sau că ce-a citit a citit prea de mult și nu mai ține minte și lucruri de da, genul da, da, ăsta de noroc că dau de mine care pot să le spun foarte clar că eu n-am mai citit Dostoievski din liceu și da, eu, eu, putea, eu am în minte acum și uh, foarte multe exemple uh, de persoane care tocmai arată uh, că au atitudinea etică potrivită. Da? Sunt oameni, îi știi și tu, putem, acum nu are sens să facem lista lor în direct, da? Oameni care, da, au anumite lacune, nu știu anumite lucruri, dar o atitudine absolut naturală, firească, și nu îi împiedică deloc să participe, să pună întrebări, să vrea să afle mai mult. Tocmai de aia suntem aici. Absolut. Uh... Uh, cred că trebuie să luăm o scurtă okay, pauză okay. publicitară și apoi revenim cu câteva concluzii. Bine. Dacă vrei să cumperi ceva fenomenal, ai nevoie de un credit foarte personal. E ușor să-l iei. Fi puțin atent. Creditul îl iei direct din Home Bank. Te lochezi și întâi vezi la ce sumă te încadrezi. Urmezi pașii, apoi aplici. E ușor, n-ai ce să zici. Dai cu Home Bank și banii ți-au intrat ca să mergi să cumperi tot ce ai visat. Oriunde ești tu, ești și Home Bank cu creditul ING foarte personal luat instant, direct din aplicație. Hai să încerci Home Bank, Internet Banking de la ING. Află mai multe pe ing.ro. Dev Talks, cea mai amplă conferință expo pentru dezvoltatorii software și profesioniștii IT din România, revine anul acesta în format fizic la Global Earth Campus Hall. Bulevardul Dimitrie Pompeiu 46, dar și online între 8 și 10 iunie, sub umbrela Artificial Intelligence and Innovation, Humanity Reimagined. 15 scene și 120 de speaker locali și internaționali te așteaptă timp de 3 zile pentru a interacționa atât fizic cât și online. Unii dintre cei mai cunoscuți lideri din lumea tech vor veni în atenție a participanților cu conținut tehnic, dar și cu cele mai în vogă subiecte la nivel global. NFTs, cripto și metaverse. Mai multe detalii despre bilete și eveniment pe DefTox.ro, Plăcut de Radio Gerila. Din 3 iunie, simpatica animație românească merge și așa se vede pe ecranele cinematografelor din România. Ăsta e începutul unei frumoase prietenii. Filmul vorbește despre comunitate, prietenie și cât de important e să-ți urmezi visul. În replici celebre din cinematografia mondială, aflăm povestea plină de peripeții a lui Gianni. Lista de orașe și cinematografe este pe site-ul mergeșiașafilm.ro iar avantpremierele încep din 1 iunie. Un film pentru copii de toate vârstele și nu numai. Plăcut de Radio Guerilla. Uiți de deadline-uri, de mailurile la care trebuie să răspunzi, de meetingurile infinite și ieși din birou. Pentru că pe 18 iunie ești invitat la Arenele Romane, la prima ediție Out of Office Fest, unde te vei bucura de muzica celor mai cool artiști. Coma, The Monojacks, Byron, Sarmalele, Rich Emil și Rocabella. Out of Office Fest este pauza ta bine meritată după muncă. Bilete disponibile pe iabilet.ro și ambilet.ro. Când de radio, Gherila. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct pentru ultimele minute ale emisiunii Metope, împreună cu Ioana Prândurel, uh, și am impresia că am vorbit eu cam mult acum, în, în ultimele minute. Uh, Poate revenim la carte, sau? Eu așa zic, da. Ai putea să revii la carte, că de acolo am pornit, ca să fie rotund până la urmă um, și um, să vedem de ce până la urmă ai scris cartea asta. E greu să-l întrebi un autor de ce a scris. Uite, e probabil unica ai, mea ocazie. De, de ce ai scris cartea? Adică de ce ai uh, contribuit la tăierea de pomi? Da, absolut. Da, de ce ai împreună mai împreună cu tine. Da. <laughs> <laughs> Și sperăm <laughs> să mai avem încă niște tiraje, nu? Ca să încă să mai distrugem uh, uh, pomi. Da. Uh, e, o, e o întrebare la care e foarte greu să răspundă un autor. Mi-a făcut plăcere, uh, pur și simplu mi-a făcut plăcere să îmi aduc aminte, o sumedenie de lucruri dinainte, pentru că uh, e o carte despre educație. În principal aș spune că este o carte despre educație, este un eseu despre educație, dar care nu însăilează generalități și geremiate. Da? Ne plângem de ce rău e, uh, ce catastrofă e cu educația în România. Ce Jeremia Profetul Ieremia, în Vechiul Testament, da, este cel care se lamenta, lamentațiile A, așa, așa, profetului așa, okay. Ieremia. Da, deci tot auzim Jeremia de pe tema educației în România. România eu arăt că, uite, facem ceva, dar spun și povestea întregului demers care începe în drumul taberii, într-un bloc unde mama îmi povestea din Homer și din Virgiliu, din Shahnameh, cartea regilor în Persia, povestesc despre Noica, despre Sergio George, despre Steinhardt, despre oameni pe care i-am cunoscut, Solomon Marcus, Șerban Cioculescu, despre discuțiile la care asistam, că eram pasionat de discuții uh, între adulți, stăteam, ascultam, uneori interveneam uh, și eu. Și pur și simplu, cred că această șansă extraordinară pe care am avut-o, prin ce facem, prin Casa Paleologu, o aducem la dispoziția altora, da? Mm -hmm. celor care își doresc. Da? sunt deja mii de oameni care au urmat uh, cursuri de ale noastre da, și uh, e o formă de democratizare a ceea ce uh, am avut uh... În copilărie, adolescență, e adevărat că și mai târziu am avut noroc cu o formație uh, excelentă, adică am avut profesori minunați în Franța. Îi evoc, da, profesori de liceu care m-au marcat uh -huh. foarte mult, uh, unii chiar uh, remarcabile, Apoi, uh, profesorii cu care am studiat la Sorbona, la Ecole de Oz uh, în Germania, de asemenea, în America. Îl evoc pe Pierre Manon, pe Harry Mansfield, pe Daniel Mahoney, pe François Bonnardel. Evoc și unele experiențe politice sau diplomatice cu Regina Danemarcei, primul ministru al Danemarcei, Anas Fourasmussen. și o întâmplare cu Traian Băsescu la Muntele Atos. Vorbesc de asemenea despre bunul meu prieten Petre pe Peste câteva zile lansăm cartea, duminică, de fapt avem două evenimente la Bookfest. Primul eveniment este împreună cu Valeriu Nicolae pe 1 iunie și al doilea eveniment, lansarea propriu zisă, este la standul Spandugino la ora 3 și vor lua cuvântul câțiva lectori ai casei și anume Bogdan Tătaru Cazaban și Teodor Baconski. De asemenea, și niște prieteni ai casei, Petre Guran și Sever Voinescu. Ei au ținut niște cursuri la noi, dar mai rar decât ceilalți și e foarte potrivit. Uite că Providența aranjează lucrurile. Chiar înaintea mea își va lansa cartea și Petre Guran. E teza lui de doctorat Rondre la curonă Crist, adică să restitui curoana Coroana imperială lui Isus este o, o teză absolut uh, formidabilă și genială, însă care are legătură cu copilăria noastră. Pentru că noi în copilărie ne jucam de împărații bizantini. Dacă când te cheamă paleologul, evident că te uiți în uh, dicționar și începi să visezi la Mihail al viii sau la uh, Constantin al XI-lea. Da? Mihail al viii uh, politicianul genial care a eliberat Constantinopolul și apoi uh, Const Constantin al acest erou, acest martir da, care a murit uh, apărând Constantinopolul. Și evident că mă jucam de -a Mihail al viii și de Constantin al xi Și uh, în Petre Guran găsisem un companion de joacă. El înțelegea uh, jocurile astea și participa uh, la ce aveam eu în cap, era și el inventiv în materie și el se juca de a patriarhul. Da eu eram împăratul, el era patriarhul și din joaca asta uite ce a ieșit o, o teză remarcabilă de bizantinologie E unul dintre cei mai buni bizantinologi din România la ora actuală și sper ca săptămânile viitoare să avem o emisiune cu el și să evocăm această disciplină care e destul de vitregită, din păcate, în România. Dacă românii se împăunează cu Bizans apre Bizans, vorba lui Iorga, dar bizantinologia săracă e destul de... Modestă, totuși. Da? Deci, avem două evenimente la târgul de carte, unul ceva mai larg, altul mai specific, efectiv legat de carte. Și mă bucur că vor fi alături de noi niște lectori de-ai noștri, da? Baconski, Cazaban și acești prieteni Sever, Voinescu și Petre Goran. Sigur, nu știu cam cât mai e. Eu nu sunt obișnuită să fiu în fața camerei. Ce pot să spun e că, uite, apropo de bizantinologie, e foarte important să explicăm ce înseamnă, cum am vrut neapărat să explicăm ce e a clasicismul, și nu am auzit răspunsul. În emisiunea aia. Sper ca în emisiunea cu, cu Petre Guran să înțelegem de ce e importantă bizantinologia și la ce ne ajută până la urmă pe cei ca mine care nu știm efectiv ce înseamnă. Bine, vom explica la ce e bună bizantinologia. <laughs> Cine <laughs> e bizantinologii și ce vrea ei. Exact. Și mai cu seamă de ce bizantinologia este aer curat, este oxigen. Pentru creier, și fără îndoială, noi ar trebui să avem mai multe cursuri de bizantinistică la Casa Paleologului, pentru că, totuși, se cheamă Paleologul. Asta nu înseamnă că revendic ceva sau că mă cred descendent sau mai știu eu ce, dar totuși cred că e esențial. Și e esențial pentru cultura noastră, da? pentru civilizația europeană. Acestea fiind zise. Uh, mulțumim celor uh -huh. care ne-au uh, urmărit uh, și vă dăm întâlnire la Bucuvest, pe mm. 1 iunie la ora așa. 6, da. duminică pe 5 iunie la ora 3, dar și la ora 2 la Petre Guran, uh -huh. și al minteri săptămâna viitoare, tot așa, la ora 2 la Metope. Mulțumim frumos!